Stimați colegi, bună dimineața! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Dacă sunt careva propuneri, sugestii vis-a-vis de agenda propusă, vă rog. Dacă nu sunt, atunci aprobăm agenda și procedim la examinarea subiectelor introduse pe ordinea de zi. La subiectul cu privire la cadre nu sunt propuneri, deci subiectul numărul 2, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19. Menționez din start că acest proiect a fost elaborat în contextul implementării prevederilor legii 127 din 2020. Proiectul prevede mecanismul de acordare a indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 și nemijlocit reglementează condițiile de stabilire, calculare, dar și de plată acestei prestații sociale. Subliniem că indemnizația va fi acordată soțului pentru o perioadă de 5 ani de la data decesului întreținătorului, copiilor până la vârsta de 18 ani, iar în cazul în care aceștia își continue studiile până la vârsta de 23 de ani, iar în cazul în care nu există urmași din primele două categorii menționate, indemnizația va fi acordată unuia dintre părinți. În contextul celor enunțate, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări vis-a-vis de proiectul prezentat de doamna ministru Dumbrăveanu. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 3, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind achizițiile publice de lucrări. Proiectul a fost elaborat în vederea asigurării unei gestionări eficiente a banilor publici de către beneficiari, investitori, proiectanți, antreprenori și alte părți implicate în lucrările publice, cât și în scopul executării prevederilor articolul 2, alineatul 3 din legea numărul 169 privind modificarea legii numărul 31 privind achizițiile publice și strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020. Proiectul reprezintă un act normativ secundar elaborat în scopul implementării legii 131 privind achizițiile publice, prin care se transpune directiva UE numărul 24 din 2014 privind achizițiile publice. Proiectul propus stabilește condiții generale și specifice pentru achiziționarea lucrărilor și sau proiectarea acestora, execuția lucrărilor de construcție de orice categorie, precum și pentru lucrările de intervenție în timp la construcțiile existente, pentru necesitățile unei sau câtorva autorități contractante. Totodată, regulamentul stabilește tehnici și instrumente pentru îndrumarea și facilitarea activității autorităților contractante în procesul de achiziție publică de lucrări, precum și prevede o schimbare a criteriilor de selectare a ofertelor de la cel mai mic preț la cele care oferă cea mai bună valoare pentru bani, luând în considerare calitatea, costul și alți factori. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, dacă aveți careva sugestii, întrebări pe marginea proiectului prezentat, vă rog să vă expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul prezentat de domnul Pușcuț. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 4, vă rog să prezinte domnul ministru Serghei Răileanu. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru abrogarea hotărârii Guvernului numărul 1470 cu privire la utilizarea contractului turistic și a voucherului turistic. Urmarea modificărilor operate la legea numărul 352 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova a fost exclusă obligativitatea utilizării modelului contractului de servicii turistice a voucherului turistic. Respectiv, abrogarea hotărârii Guvernului 1470 are drept scop scoaterea din vigoare prevederilor ce nu mai corespund legii. Proiectul a fost supus consultărilor publice conform cadrului normativ în vigoare, precum și expertize juridice și anticorupție.
Obiecțiile și propunerile parvenite în cadrul consultărilor publice au fost luate în considerare la definitivarea acestuia. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru. Nu văd doritor de a pune întrebări în aceste condiții. Vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 5. Domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării înțelegerii întocmite prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară. Înțelegerea propusă reprezintă un tratat bilateral care va fi încheiat prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania. Înțelegerea are drept scop acordarea asistenței financiare adiționale nerambursabile în valoare de 10 milioane euro pentru finanțarea proiectului Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare Moldova Centru, faza 2. Autoritatea încurcită de către Guvernul Republicii Federale Germania să implementeze proiectul sus menționat este Institutul de Credit pentru Reconstrucție. Actualitatea înțelegerii rezidă în necesitatea valorificării oportunităților cooperării bilaterale pentru dezvoltarea într-o extindere serviciilor de alimentare cu apă în zonele rurale prin conectarea circa 5 localități la apiductul magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș, precum și oferirea serviciilor de consultanță atât Agenției de Dezvoltare Regională Centru, cât și operatorilor de apă din regiunile Strășeni și Călăraș. Urmare intrării în vigoare a propusei înțelegeri, urmează negocierea și semnarea unui șir de acorduri suplimentare într-o bună implementare a proiectului în faza 2. Proiectul hotărârii a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. Obiecțiile și propunerile au fost luate în considerație la definitivare proiectului. Rog susținerea acestuia. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Dacă sunt întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu avem întrebări, respectiv vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 6, domnul secretar de stat Aurel Fondos, vă rog. Domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în scopul perfecționării și actualizării cadrului juridic de cooperare în domeniul învățământului militar între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale a României, s-a convenit asupra elaborării unui nou proiect de protocol între Ministerul Apărării Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al României. Potrivit prevederilor proiectului protocolului, direcțiile în care cele două părți vor dezvolta colaborarea sunt următoare. Participarea la studii a personalului unei părți în instituțiile militare de învățământ ale celelalte părți, organizarea și funcționarea sistemului și procesului de învățământ militar, elaborarea și armonizarea procesului de învățământ în funcție de interesul exprimat de una dintre părți în acest sens, realizarea de donații de materiale pentru uz didactic, participarea la stadii de cercetare aplicativă, organizarea de conferințe, simpozioane, prezentări de carte. Potrivit prevederilor protocolului, părțile vor colabora în vederea elaborării și armonizării planurilor de învățământ, programelor analitice și manualelor școlare sau cursurilor în funcție de interesul exprimat de una dintre părți, în ceea ce privește adoptarea modelului educațional al celelalte părți. La data intrării în vigoare a prezentului protocol, își încetează valabilitatea protocolului dintre Ministerul Apărării a Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România privind colaborarea în domeniul învățământului militar semnat la București la 2 decembrie 2013. Respectivul protocol se încheie pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii valabilității acestuia pe noi perioade de către 5 ani. Proiectul protocolului corespunde prevederilor legislației naționale și tratate internaționale la care Republica Moldova este parte și nu afecta relațiile politice și economice ale Republicii Moldova cu alte state. Aprobarea protocolului respectiv nu necesită modificare legislației naționale în vigoare, având în considerare cele expuse, rog aprobarea inițierii negocierilor asupra proiectului protocolului în cauză. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar de stat, stimați colegi! Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 7, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Scopul proiectului este de a aduce în concordanță actele normative ale Guvernului cu modificările operate prin legea numărul 60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Principalele modificări vizează comasarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primilor de asigurare obligatorii de asistență medicală, astfel încât calcularea plata și deducerea contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de stat să se efectueze de către angajator, iar primele de asigurare obligatorii de asistență medicală să devină obligații a angajatului. Reglementările prezentului proiect se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2021, iar adoptarea acestuia din timp va permite adaptarea mediului de afaceri la noul mecanism de calculare și declarare a obligațiilor către buget. Suplimentar menționez că reforma va asigura pe de o parte creșterea veniturilor angajaților cu 1,5 de calculare, reținere și declarare a plăților obligatorii către buget puse în sarcina angajatorilor. Proiectul a fost avizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Justiției și Confederația Națională a Patronatului, propunerile acestora fiind acceptate. Proiectul nu necesită alocare resurselor financiare suplimentare din bugetul public național. În contextul celor expuse și reieșind din importanța acestui proiect, rog susținere. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Vă rog întrebări dacă sunt. Propuneri. Deci este o inițiativă foarte salutabilă care vine în sprijinul mediului de afaceri, economiei, se simplifică procedura de achitare a contribuțiilor sociale și medicale, în loc de 4 plăți vor fi 2, iar suplimentar angajații sau povara fiscală pe salariul angajaților scade semnificativ, scade în jur de 10%, dacă calculez eu corect. Era 11,5, va deveni, era 10,5, va deveni 9%. Deci scade cu aproape 10%, cu 1,5 puncte procentuale. Deci este o scădere semnificativă, povara fiscală pe salariile angajaților. Cred că este o inițiativă foarte bună. În perspectivă trebuie să ajungem doar la o plată, deci de la 4 la 1, cum este o etapă intermediară, avem 2 plăți. Este clar că intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021, este necesar de ajustat sistemele informaționale, trebuie de acordat suportul respectiv și agenților economici. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc și mulțumesc colegilor la Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății și tuturor instituțiilor care au fost implicate în procesul de pregătire a acestui proiect important. Subiectul numărul 8, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte normative. Este vorba despre un proiect înaintat cu titlul de inițiativă legislativă care amendează mai multe legi, și anume legea cu privire la activitatea farmaceutică, legea privind evaluarea și acreditarea în sănătate, legea cu privire la comerțul interior și are drept scop instituirea comerțului farmaceutic prin intermediul unităților mobile. În redacția actuală, inițiativa legislativă nu poate fi susținută reieșind din următoarele considerente. Proiectul nu conține norme și cerințe propriu-zis pentru unitățile mobile care urmează să comercializeze produse farmaceutice. Totodată, urmează să fie analizate riscurile comercializării produselor farmaceutice prin intermediul unităților mobile și posibilitatea asigurării condițiilor de păstrare acestor produse, ori păstrarea necorespunzătoare constituie o amenințare serioasă la adresa sănătății publice. Prin urmare, în virtutea faptului că raporturile reglementate prin legea 1456 se derulează sub imperiul principiului securității farmaceutice, definit în articolul 1 al legii invocate, se impune completarea proiectului cu norme ce ar asigura desfășurarea activității farmaceutice în unități mobile în condiții de siguranță pentru sănătatea populației. Respectiv,
Pentru ca dispozițiile propuse să producă efectele preconizate, este necesară stabilirea unor norme sanitare într-o asigurare a funcționalității unităților mobile înaintate în cadrul acestei inițiative. La fel, proiectul nu este în corelare cu alte prevederi legale care statuiază că toate condițiile, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea licențelor se stabilesc prin lege. Aceste condiții, cu caracter normativ, au și un caracter incert în inițiativa care este înaintată, ceea ce contravine principiul clarității și predictibilității normelor juridice. Reieșind din cele invocate, inițiativa legislativă nu poate susținută și unul din contraargumentele de bază la fel îl reprezintă, după cum s-a invocat și în avizul Guvernului, anume sănătatea populației. Vă mulțumesc, doamnă ministru, stimați colegi, dacă sunt alte opinii față de această inițiativă legislativă populistă, prin care se propune vânzarea medicamentelor pe marginea drumului. Nu cred că pot fi alte opinii, deci vă rog să susținem avizul negativ pregătit de Ministerul Sănătății. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar numărul 270, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Inițiativa legislativă propune extinderea dreptului de a beneficia de spor specific în sănătate și asupra altor categorii de personal din cadrul autorităților medicale și de asistență socială finanțate din bugetul de stat. Potrivit principiilor care stau la bază legii numărul 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, este nediscriminarea, echitatea și coerența, în sensul asigurării tratamentului egal pentru muncă, de valoare egală, aplicarea sporului pentru toți angajații din autoritățile, instituțiile, structurile medicale și de asistență socială, ar avea un tratament discriminatoriu și inechitabil față de personalul administrativ gospodăresc din alte grupuri ocupaționale, care de asemenea își exercită sarcinile de zi cu zi, în condiții de risc la care este supusă întreaga societate ca consecință a situației epidemiologice din țară. Prevederile proiectului de lege înaintat ar avea un impact financiar asupra bugetului de stat atât pentru anul curent cât și pe termen mediu. Astfel, prin prisma articolului 17 alineatul 2 din legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale, guvernul este lipsit de posibilitatea să susțină inițiativa legislativă, deoarece impactul financiar al acesteia în condițiile economice actuale nu este prevăzut în buget. În condițiile economice și sociale dificile de gestionare pandemiei cauzate de COVID-19, guvernul a propus și a identificat surse pentru a stimula financiar personalul medical din autoritățile medicale și de asistență socială, antrenat nemijlocit în activități de supraveghere, control și tratament al infecției. Totodată, în avizul propus atenției dumneavoastră, se comunică că majorarea salariilor pentru alte categorii de personal din sectorul bugetar se va examina în complex cu aplicare asupra tuturor angajaților din sectorul bugetar în cadrul politicii salariale pentru anii 2021-2023. În contextul celor expuse, propun să nu susținem inițiativa corespunzătoare. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări. Aici este o inițiativă legislativă care prevede ceva care deja este în vigoare. Deci majorarea, cunoașteți cu toții, de la 1 septembrie se majorează cu 30% salariile pentru sistemul medical. Iată, aici avem o inițiativă de la un deputat, probabil a citit în monitor oficial și a decis să vină și el cu inițiativa respectivă. Noi o să majorăm pentru sistemul medical cu 30% de la 1 ianuarie 2021 și cu alte 40% de la 1 iulie 2021, pe lângă majorările pe care le operăm acum la 1 septembrie cu 30% și restul remunerărilor aferente perioadei pandemiei. De aceea vă rog să susținem opinia Ministerului Finanțelor cu acest aviz negativ. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 10, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi,
Prezint atenția dumneavoastră avizul asupra proiectului de lege cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor personalului decedat în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19 înaintat cu titlul de inițiative legislative. Proiectul propune acordarea unui suport material unic din partea autorităților pentru urmașii persoanelor din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice decedate ca urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19. Menționez că Guvernul susține promovarea măsurilor de protecție socială a urmașilor angajaților sistemului de sănătate decedați în lupta cu COVID-19. În această ordine de idei a fost adoptată legea 127 privind acordarea indemnizației pentru personalul medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19, iar astăzi chiar primul subiect care a fost aprobat în ședința de guvern presupune mecanismul de punere în implementare acestor norme invocate. Precizez că indemnizația se acordă urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta COVID-19 lunar pentru o perioadă îndelungată de timp, în dependență de categoriile beneficiarului cu acoperirea cheltuielilor de bugetul de stat. În contextul celor enunțate, rog susținerea avizului care este înaintat de către guvern. Mulțumesc, doamnă ministru. Aceeași situație, unii deputați, după ce văd legile aprobate, vin și cu inițiativă legislativă respectivă. Deci noi avem acest mecanism, este aprobată lege pentru a acorda aceste indemnizații. Vă rog să susținem avizul pregătit de colegi. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 11, domnul ministru Ion Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul inițiativă legislativă din partea unui deputat din Parlament. Proiectul în cauză prevede atribuirea Inspectoratului pentru Protecția Mediului a dreptului de a verifica documentația persoanelor fizice și juridice privind proveniența peștelui și altor organisme acvatice în caz de transportare sau comercializare, de a soluționa și aplica sancțiuni în cazul constatării contravențiilor prevăzute la articolul 114 din alineatul 3, codul contravențional. În prezent, țin să menționez competența de constatare și examinare acestei categorii de contravenții aparține Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În cazul în care Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea competența de constatare și examinare a contravenției, apare riscul unui conflict de competență dintre doi agenți constatatori și sancționări multiple pentru aceeași încălcare, deoarece din proiectul legii nu este clar delimitată competența acestora. Cu toate acestea, cadrul legal în vigoare oferă Inspectoratul pentru Protecția Mediului drepturi de a controla documentația persoanelor fizice sau juridice privind autorizarea pescuitului comercial și utilizarea resurselor biologice acvatice, să încheie procese verbale privind contravențiile depistate în domeniul protecției resurselor biologice acvatice. Astfel, Inspectoratul pentru Protecția Mediului poate documenta inclusiv și contravențiile prevăzute la articolul 114 al codului contravențional și să remită ulterior agentului constatător competent procesul verbal și probele acumulate spre examinare și emiterea deciziei de sancționare. Este important să menționăm că menținerea competenței Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de a examina și a soluționa încălcările ce țin de transportarea și comercializarea produselor pescuitului și altor organisme acvatice fără documente necesare stabilite de legislație, implicit atât actele de proveniență, dar și cele sanitar-veterinare, în contextul prevenirii cazurilor de pasare și comercializare pe piața produselor ce prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, trebuie să rămână în vigoare. De aceea considerăm că inițiativa legislativă respectivă nu poate fi susținută și solicit aprobarea proiectului cu aviz negativ. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, nu sunt, vă rog să susținem avizul negativ la acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog, subiectul numărul 12. Stimați domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative prezentat cu titlul de inițiativă legislativă.
Proiectul de lege prevede modificarea codului fiscal și legii cu privire la tariful vamal, prin care se urmărește extinderea ariei de aplicare a scutirii de taxa pe valoare adăugată și taxa vamală asupra utilajelor și echipamentelor destinate Comitetului Național Olimpic și Sportiv și a Federațiilor Sportive din Republica Moldova. Informez că actualmente scutirea se aplică asupra utilajelor și echipamentelor oferite cu titlu de donație de federațiile sportive europene și internaționale de profil, iar conform modificărilor propuse se va aplica asupra utilajelor și echipamentelor livrate sub formă de donație sau vânzare-cumpărare de orice subiect către Comitetul Național Olimpic și Sportiv sau Federațiile Sportive din Republica Moldova. Considerăm că scutirea de taxă pe valoare adăugată și taxa vamală urmează a fi aplicată ținând cont de tipul mărfurilor și nu în dependență de destinatarul acestora. În caz contrar, are loc implementarea unor tratări inechitabile care se materializează prin aplicarea regimului fiscal și vamal selectiv în dependență de beneficiarul tranzacției. Totodată menționez că, reieșind din obiectivele cadrului bugetar pe termen mediu și acțiunii 4.9 din planul de activitate a Guvernului pentru anii 2020-2023, se urmărește revizuirea facilităților fiscale și vamale în vederea evaluării eficienței acestora. Ținând cont de cele expuse, se propune aprobarea avizului negativ la proiectul de lege respectiv. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest aviz. Aprobat, vă mulțumesc. Vă rog, continuați, domnule viceprim-ministru, subiectul numărul 13. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificare și completare unor acte legislative, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul de lege vizează stabilirea interdicției de publicitate a tuturor categoriilor de jocuri de noroc. În avizul prezentat asupra acestei inițiative, Guvernul menționează că actualmente legislația în vigoare stabilește interdicții privind publicitatea activității de întreținere a cazinourilor și sălilor cu automate de joc, fiind exceptate de la această normă prohibitivă următoarele tipuri de jocuri de noroc: organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile, evenimentele sportive, organizarea și desfășurarea loteriilor, organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice. Articolul 10 din legea numărul 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc stabilește că unul din principiile de organizare și desfășurare jocurilor de noroc este principiul publicității, care presupune publicarea regulilor de desfășurare jocurilor de noroc și asigurarea accesului prealabil obligatoriu pentru familiarizare. În conformitate cu articolul 24 din legea numărul 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor, consumatorii au dreptul de a fi informați în mod complet, corect și precis asupra caracteristicilor produselor și serviciilor oferite de către agenții economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere rațională în conformitate cu interesele lor între produsele și serviciilor oferite și să fie în măsură să le utilizeze potrivit destinației acestora în deplină securitate. Potrivit articolului 8 din legea numărul 1227 din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate, publicitatea nu trebuie să inducă în eroare, nici să prejudicieze interesele consumatorilor. Astfel se atestă că publicitatea în privința desfășurării jocurilor de noroc, care se desfășoară nu în incinta unei anumite locații, ci de la distanță, se realizează nu doar pentru promovarea produsului, dar și pentru informarea persoanelor despre condițiile de participare la joc. Însă, desigur că această modalitate de informare trebuie să corespundă unui cadru de reglementare exhaustiv pentru a nu admite careva interpretări sau aplicări eronate sau înșelătoare care să lizeze drepturile și interesele consumatorilor. De asemenea, în avizul Guvernului sunt menționate unele propuneri ce vizează respectarea tehnicii legislative. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului avizului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi.
Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul avizului. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 14, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră avizul unic al Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii 156 din anul 1998 privind sistemul public de pensii înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Proiectul propune facilitarea procesului de depunere a cererii pentru acordarea dreptului la pensie prin utilizarea semnăturii electronice și acordarea dreptului la reexaminare pensiei prin depunerea cererii cu 3 luni înainte de data în care solicitantul obține dreptul la reexaminare pensiei. Informăm că recent a fost promovate niște modificări la legea 156 care deja prevede posibilitatea de a solicita pensia persoanei care a obținut dreptul inclusiv de către reprezentantul desemnat prin procură, amendamente care se implementează, mai bine zis, începând cu 31 iulie anul curent. Astfel, amendamentul propus privind cererea semnată electronică implică cheltuieli suplimentare pentru eliberarea semnăturii electronice de către organul la care este abilitat cu acest drept și, reșind din cele menționate, amendamentul propus la articolul 31 nu se susține. Cu referire la facilitarea procesului de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă, menționăm că deja au fost operate modificări care prevăd acordarea unei opțiuni suplimentare de a solicita dreptul la reexaminare pensiei pentru limită de vârstă persoanelor care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie în regim online. Totodată, referitor la amendamentul înaintat prin prezentul proiect, la articolul 33 din legea 156, Ministerul menționează că susține conceptual propunerea înaintată doar cu respectarea redacției noi care este propusă de către minister, care vine într-o îmbunătățire a proiectului și care prevede posibilitatea de a depune cererile pentru reexaminarea pensiilor pentru limita de vârstă cu 3 luni înainte de data indicată în tabelul numărul 1 cu indicele 1 din legea 156. Cererile depuse urmează fi examinate începând cu 1 ianuarie, conform etapei de solicitare a dreptului la reexaminare a pensiei. În contextul celor enunțate, rog susținerea proiectului prezentat. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, dacă avem careva întrebări pe proiectul prezentat, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 15, domnul ministru Serghei Raelian, vă rog. Stimați domn prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea amendamentului la acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului îmbunătățirea drumurilor locale, semnat la 18 iunie 2020. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului îmbunătățirea drumurilor locale are ca obiectiv asigurarea accesibilității sigure și durabile pe drumurile locale la educație, asistență medicală și infrastructurile de piață de-a lungul coridoarelor selectate. Amendamentul la acordul de finanțare are drept scop modificarea obiectivului proiectului în vederea asigurării implementării depline acestuia, precum și a facilitării disponibilității mijloacelor financiare necesare pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare și de modernizare a cel puțin 150 de km de coridoare selectate. Amendamentul în cauză nu prevede atragerea resurselor financiare adiționale de la creditor și nici modificarea condițiilor de finanțare, doar modificarea obiectivului de implementare. Inițierea negocierilor și semnarea amendamentelor au fost aprobate prin decretul președintelui Republicii Moldova numărul 1568. Amendamentul la acordul de finanțare va intra în vigoare urmare recepționării notificărilor de către ambele părți cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest sens. În vederea celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Nu cred că sunt întrebări la acest proiect. De ce vă rog să aprobăm acest proiect? Mulțumesc, aprobat. Subiectul numărul 16, doamna secretar general al Guvernului Liliana Iaconi, vă rog. Mulțumesc.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră spre examinare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din legea numărul 170 din anul 2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative. Proiectul este elaborat de către Cancelarea de Stat, sau mai bine zis, de către Biroul Politici de Reintegrare și are drept scop extinderea până la 1 septembrie 2022 a termenului de aplicare a mecanismului de înmatriculare cu numere neutre a mijloacelor de transport din regiunea transnistreană prevăzut de legea 170 din 2018. Acest drept este oferit locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender, care temporar nu se află sub controlul autorităților constituționale și are drept scop de a acorda acces în traficul rutier internațional acestor locuitori. În perioada de acțiune a mecanismului enunțat, și anume din 1 septembrie 2018, acesta și-a demonstrat eficiența, iar cele două puncte de înregistrare a unităților de transport deschise de Agenția Servicii Publice în orașele Tiraspol și Râmnița au luat deja la evidență 4052 de vehicule. Promovarea proiectului de lege va permite realizarea în continuare a interesului național prin oferirea serviciilor publice locuitorilor din regiunea transnistreană și întărirea încrederii dintre cele două amaluri ale Nistrului. De asemenea, elaborarea proiectului se înscrie în obiectivele prevăzute atât în acordul de asociere cât și în planul de acțiune al Guvernului pentru anii 2020-2023. Implementarea proiectului respectiv nu va necesita alocarea unor resurse bugetare suplimentare. Este de menționat că proiectul a fost supus avizării și consultării publice în modul stabilit. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului respectiv. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi! Se extinde termenul pentru oferirea plăcuților cu numere neutre pentru cetățenii noștri din stânga Nistrului. Nu sunt întrebări și obiecții, respectiv vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 17, domnul ministru Igor Șaru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclu 3, cu finanțare la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021. Proiectul planului de admitere prevede un total de 313 granturi pentru studiile superioare de doctorat, ciclu 3, finanțate la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021. Dintre acestea, 305 granturi sunt planificate pentru programele de doctorat științific și 8 granturi pentru programele de doctorat profesional. Acordarea granturilor doctorale se realizează în baza priorităților strategice din Programul Național pentru Cercetare și Inovare pentru anii 2020-2023, aprobat prin hotărârea Guvernului 381 din 2019, urmare a competiției proiectelor științifice organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării între școlile doctorale ale instituțiilor de învățământ superior și ale consorțiilor sau parteneriatelor naționale și internaționale autorizate, provizoriu sau acreditate. Astfel, la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au fost depuse dosarele școlilor doctorale, conducătorilor doctorat și proiectele științifice din cadrul a 36 de școlile doctorale, 16 instituții, consorții și parteneriate naționale organizatoare de studii superioare de doctorat. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire aprobarea planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul 3, cu finanțare la bugetul de stat pentru acest an academic, a fost avizat și expertizat pozitiv. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să expuneți. Noi am discutat acest proiect cu dumneavoastră ieri. Am avut unele întrebări referitor la repartizarea acestor pe specialități acestor locuri finanțate din bugetul de stat. Avem încă în continuare o disproporție masivă în folosul economiștilor. Mai puține numere avem pentru ingineri, pentru profesii tehnice, dar avem înțelegerea că
În perioadele următoare acest disproporție va fi eliminată și numărul locurilor pentru specialitățile ingineriești va crește considerabil. Avem și altă situație, că chiar dacă oferim mai multe locuri de la buget, încă nu toate sunt solicitate. Aceasta o vedem și la învățământul universitar, la Universitatea Tehnică. Deși am oferit mai multe posibilități și locuri de la buget, încă nu este acea cerere pe care noi ne așteptăm. De ce, stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul prezentat domnului Stășară. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 18, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la prelungirea termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și sau staționare conform prevederilor articolului 80 și 80 prim din Codul Muncii. Proiectul prevede implementarea articolului 29 din legea numărul 69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative prin prisma căruia guvernul este în drept să decidă prelungirea termenilor de aplicare a normelor ce vizează mecanismul de subvenționare pe un termen nu mai mare de 3 luni. În acest sens, proiectul propune extinderea termenului de aplicare mecanismului de subvenționare prevăzut de articolul 2 din legea numărul 69 până la data de 30 septembrie 2020 ca o măsură de susținere a mediului de afaceri. Anterior, prin hotărârile Guvernului numărul 434 și 575, mecanismul de subvenționare a fost prelungit până la 31 iulie și 31 august 2020 respectiv. Suplimentar, informez că până în prezent au fost acordate subvenții pentru plățile obligatorii referente salariilor, indemnizațiilor achitate pe perioada șomajului tehnic sau staționării, în cuantum de peste 42,6 milioane lei, fiind adoptate 762 decizii pentru 336 agenții economice. Adoptarea proiectului de hotărâre nu implică alocarea mijloacelor financiare suplimentare, în afară de cele deja bugetate, iar implementarea acesteia se încadrează în cuantumul resurselor necesare. În contextul celor expuse și ținând cont de importanța proiectului, rog susținerea acestuia. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, extindem perioada pentru care agenții economici pot profita de aceste subvenții de la bugetul de stat. Nu cred că sunt alte opinii, deci vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 19, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Într-o executare prevederilor articolul 6 din legea numărul 69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică, se propune alocarea sumei de 25.344.000 lei din fondul de intervenție a Guvernului pentru acordarea indemnizațiilor unice în sumă de 16.000 lei pentru 1.584 persoane din instituții bugetare și instituții medico-sanitare publice care au fost infectate cu maladia COVID-19. Mijloacele financiare se alocă autorităților administrației publice centrale și locale. Rog susținerea proiectului. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Domnul viceprim-ministru, vă rog continuați. Subiectul numărul 20. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Scopul proiectului este asigurarea măsurilor de prevenire și combaterea infecției COVID-19 pentru participanții la alegerile președintelui Republicii Moldova stabilite pentru data din 1 noiembrie 2020. Astfel, în conformitate cu hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, numărul 24 din 12 august 2020, este necesară dotarea sediilor și personalului organelor electorale, inclusiv de peste hotarele țării,
cu echipamente de protecție, măști, mănuși, viziere, costume de protecție, soluții dezinfectante, termometre și alte. Lista bunurilor care urmează a fi achiziționate a fost elaborată de către Comisia Electorală Centrală în baza specificațiilor bunurilor și cerințelor sanitare, dar și coordonată cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În acest scop se propune alocarea din fondul de rezervă a Guvernului mijloace financiare în sumă de 20.387.000 lei către Comisia Electorală Centrală și 1.189.000 lei către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Urmarea situației epidemiologice actuale și importanța asigurării măsurilor de protecție a cetățenilor Republicii Moldova în procesul scrutinului electoral din 1 noiembrie 2020, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, pentru a asigura desfășurarea în securitatea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, este necesar să alocăm mijloace financiare pentru Comisia Electorală Centrală, pentru procurarea echipamentului de protecție, dezinfectante și alte elemente necesare. Iarăși costuri suplimentare, esențiale, dar sănătatea este prioritară. De ce vă rog să aprobăm acest proiect? Aprobat, vă mulțumesc. Este necesar ca Comisia Electorală Centrală și toate structurile respective să asigure procurarea acestor materiale, acestor echipamente și alegerile să aibă loc așa cum este prevăzut în hotărârile Parlamentului. Stimați colegi, acestea au fost subiectele incluse pe ordine de zi înainte de a ne despărți câteva momente. În primul rând, suntem în preajma celei mai mari sărbători a Republicii Moldova, a poporului nostru, Ziua Independenței, ziua de naștere a statului nostru, Republica Moldova, 27 august. Cu această ocazie vreau să felicit toți colegii din guvern, din instituțiile guvernamentale, din autoritățile publice, inclusiv locale, cu această sărbătoare și să dorim Republicii Moldova în viitor frumos, dezvoltare așa cum ne dorim cu toții cetățenii Republicii Moldova care ținem la statul nostru. Vreau să mulțumesc tuturor angajaților din sectorul public pentru munca pe care o desfășurați zi cu zi pentru consolidarea Republicii Moldova, pentru ca viața în Republica Moldova să devină mai frumoasă și să corespundă așteptărilor cetățenilor noștri. Mâine vor avea loc evenimente care țin de această zi frumoasă. Din păcate, nu în formatul pe care ne-l dorim, este impactul pandemiei, va fi foarte restrânse aceste evenimente. Vreau să cred că toate forțele politice se vor avea o atitudine responsabilă față de Republica Moldova, față de această sărbătoare, se vor abține de la provocări pe care deja le-au anunțat. Sperăm că mâine putem da un mesaj clar cu toții că ținem la Republica Moldova, niciun interes politic, niciun raționament pe care îl urmăresc unii politicieni nu poate fi mai presus decât sărbătoarea națională și Republica și țara noastră. De aceea fac apel către responsabilitate pentru toți actorii politici. Stimați colegi, avem în față câteva zile libere, dar imediat după revenire avem un grafic foarte intens de lucru. În primul rând vorbim de reluarea procesului educațional, 1 septembrie, studiile preșcolare, școlare și după aceasta vor fi și universitare. Toate aceste zile colegii vor lucra pentru ca să fie asigurată posibilitatea reluării procesului de studii în instituțiile de educație. Deciziile de a relua
activitatea unei instituții sau altă aparțin fondatorilor, în mare parte este vorba de autoritățile publice locale. Știu că nu toate autoritățile publice locale au luat asemenea decizii, unele urmează, inclusiv Chișinău, urmează să se convoace zilele respective pentru a lua aceste decizii. În orice caz, toate activitățile de pregătire a instituțiilor educaționale trebuie să se continue și în această perioadă. În zilele oficial libere, mulți dintre noi vor lucra, pentru că pentru ședința următoare de guvern este necesar de pregătit câteva pachete importante de legi, de hotărâri de guvern, de amendare legislației. Și aici mă refer în primul rând la pachetul de legi pentru programul cu FMI, agreat cu echipa FMI. Deci noi, săptămâna viitoare, în ședință de guvern, trebuie să aprobăm 4 proiecte de legi care sunt agreate cu FMI. Deci în această perioadă urmează coordonarea acestor proiecte pe intern și pe extern. De asemenea, pentru ședința următoare a guvernului este necesar de obținut avizul pozitiv de la FMI pe acel pachet de măsuri menite să acorde susținere agricultorilor. Pachetul a fost trimis, proiectul a fost trimis FMI-ului și colegii vor continua și în aceste zile să discute, astfel încât săptămâna viitoare să aprobăm în ședință de guvern aceste proiecte. De asemenea, săptămâna viitoare în ședință de guvern vom aproba proiectul de rectificare a bugetului de stat, care este și aceasta o înțelegere cu Fondul Monetar Internațional, dar care, printre altele, prevede suplimentarea mijloacelor financiare pentru sistemul educațional peste 135 de milioane de lei, care cel mai mult vor fi pentru suplimentarea articolului cheltuieli de personal, pentru orele suplimentare pentru în cazul când vor avea loc în legătură cu pandemie, deci vom aloca suplimentar peste 135 de milioane de lei, inclusiv și pentru asigurarea necesităților cu dezinfectanți pentru lunile următoare, noiembrie, mă refer și decembrie, pentru că pentru septembrie-octombrie este totul. Deci și acest proiect este necesar de aprobat în ședința următoare de guvern. Remarc la capitolul agricultură, că tot ce a trebuit din partea guvernului pe alocarea celor 1.500 de lei la hectar s-a efectuat, a fost aprobată și hotărârea de guvern încă săptămâna trecută. Agenția de intervenție și plăți în agricultură desfășoară activitățile, prelucrează dosarele primite și acordă aceste plăți. Necesar însă este de menționat că toate dosarele, cererile vor fi primite până la 18 septembrie. De aceea facem apel către agricultori să remită acele dosare până la 18 septembrie. Astfel încât acel suport financiar din partea statului să ajungă la dumneavoastră cât mai rapid posibil, ca să aveți posibilitatea pentru a efectua semnăturile de toamnă pentru culturile cerere de prima grupă, mă refer aici. Și ultimul anunț este cu privire la extinderea stării de urgență în sănătate publică după 1 septembrie. Astăzi vom avea ședința Comisiei Naționale Extraordinare Sănătate Publică pentru a lua decizia. Vom propune comisiei să extindem starea de urgență în sănătate publică încă pe 15 zile, de la 1 până la 15 septembrie. Este această necesitate. Și vreau să fac încă o dată apel către toți cetățenii ca în aceste zile libere, în această perioadă estivală, cât a mai rămas din vară, să respectăm cu toții regulile sanitare epidemiologice. Numărul noilor cazuri a crescut semnificativ. Ne așteptăm săptămâna aceasta la noi antirecorduri, urmărim adresabilitatea la centru COVID. De ce vă rog să fiți precauți? Vă informez că capacitățile sistemului medical al Republicii Moldova de a acomoda, de a interna noi pacienți cu COVID sunt la limită. Deci
A fost necesar să revidem și protocolul, să aplicăm deja metodele pe care sunt aplicate în Europa Occidentală. Deci numărul de locuri în spitale este limitat. Noi îl depășim deja, de ce vă rog, respectați cu toții regulile sanitare epidemiologice. Acestea fiind spuse, stimați colegi, vă mulțumesc pentru participarea la ședință. După cum am vorbit, zilele sunt de odihnă oficial, dar noi avem de pregătit aceste proiecte importante pentru ședința următoare. Sănătate tuturor! Mulțumesc!